Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost prinși în alertă de un apel prin care o femeie se siza disperată o spargere. Totul s-a întâmplat la o agenție bancară de pe raza comunei la în cinta cărei ar fi pătruns niște persoane necunoscute. Tâlharii ar fi scos din funcțiune sistemul de alarmă intrând prin efracție în agenție. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului, însă nu mică le-a fost mirarea când au sesizat că nu lipsea nimic de la locul jafului. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului nu a fost constatată lipsa de bunuri, înscrisuri sau valori, a transmis Corina Scurtu, purtător de cuvânt Autorii nu au fost încă identificați, însă în momentul în care vor fi prinși aceștia vor răspunde penal. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări s-a desfășurat incidentul.